Salutare, prieteni! Astăzi am să vă arăt cum am reușit eu să rup șurubul care prinde scutul de la Logan. Cred că a fost problemă cu acel șurub. Atunci când l-am strâns, s-a retezat. Și acum vreau să încerc să-l scot și am să vă arăt și vouă cum vreau să fac. Prima dată am să dau o gaură în șurubul care s-a rupt în suportul motor. După care, după ce fac gaura, am să încerc să bag forțat pe gaură acest Torx și am să scot șurubul. Cu burghiul ăsta, imediat am să vă arăt și vouă cum am reușit eu să rup. Am ridicat mașina pe cric și acum să vă arăt și vouă ce mi s-a făcut. Mi s-a rupt șurubul în cadrul motor și nu mai pot să mai pun scutul. Am scut de fier și aș vrea să iau unul de plastic pentru că e mai ușor și nu mă duc eu pe câmpuri pe astea ca să zic că îmi protejează motorul și baia de pietre sau de astea. Și aș vrea să pun unul de plastic, dar să vedem dacă reușesc să scot acest șurub. Și vreau să fac un fel următor, să dau o gaură în el, în centru, cu burghiul, după care să bag acel Torx și să încep să îl deșurubez. Am o trusă specială pentru desfacerea șuruburilor, dar am uitat-o la București. Și aș vrea să încerc așa cu metoda asta care v-am prezentat-o și vouă, să vedem dacă merge. Trusa care o am e ca un fel de șurub și atunci când ai gaură, bagi acel șurub, dar are filetul invers. Tu când îl destrângi pe ăsta, acel șurub se înfiletează. E foarte, foarte șmecheră trusa, dar am uitat-o. Și aș vrea să încerc, dacă tot e timpul frumos și e cald, aș vrea să încerc să vedem dacă îi dau de cap cu metoda asta pe care v-am prezentat-o și vouă. Nu știu cum naiba s-a rupt, cred că șurubul a fost terminat și pur și simplu a pleznit. Acum să dăm drumul la treabă. Am să las undeva telefonul aici. Nu știu dacă o să filmeze ce fac eu, dar am să vă explic. Am să dau puțin mai încolo. Am să fixez burghiul pe mijlocul șurubului rupt. E poziție proastă, că nu... Nu prea pot eu să... să apăs. Și dacă focalizează. E, vedeți? Am dat aproape pe centru gaura, după care am să bag acel Torx și
să vedem dacă își dă drumul să-l desfiletez. Am să mai adâncesc puțin gaura și după aia am să bag turxul. Am adâncit gaura și acum am să bag turxul. Ăsta e de T8 și cu șurubelnița am să învârt de el. Deci am să-l bat puțin. O să las telefonul jos. Deci îl bag puțin forțat. Așa. L-am bătut. Să intre pe gaură. Și acum deșurubă. Hai că merge, dar merge puțin cam greu. Dar de ieșit iese. Ia uite-l, hai că i-am dat de cap. I-am dat de cap. Am avut noroc. A ieșit. Ia uite câtă lung e. Și am reușit să-l scot. Ăsta este șurubul care s-a rupt în suportul motor. Așa. Da, da. Da, stai că îți dau imediat. Ăsta e șurubul care s-a rupt în suportul motor de la scut. Și am reușit să-l scot cu un torx de 8. Am făcut gaură cu burghiu în el. Opa, nu focalizez să vă arăt și vă mai. Deci am făcut gaură cu burghiu în el. Și m-am folosit acest torx pentru care aceste, deci am băgat acest de 8 pe gaura care am dat un șurub cu burghiu. Deci am folosit un T8 pentru că torxul are aceste margini. Aceste margini ascuțite și când îl bagi în gaură nu-i dă voie să învârtă în gol. Și de aceea am putut să scot și am avut noroc pentru că eu atunci când puneam șuruburile la scut, întotdeauna le dedeam ori cu ulei ars, ori cu vaselină. Și am avut noroc că nu era ruginit acolo. Dar am avut noroc, e și o poziție nasoală să dai gaură. Dar cam așa se desface un șurub dacă îl rupeți. Și vreți să-l scoateți afară. Dați gaură în el, în centru, în funcție de mărimea șurubului. Ăsta e un șurub de 10. Și ori cu un torx, ori cu o trusă specială de desfăcut șuruburi, le puteți scoate afară. La mine a fost, am avut noroc că s-a scos ușor, n-a fost ruginit. Cam asta ar fi. Sper că v-ați făcut o idee cum poți să scoți un șurub ruginit.